Pace tuturor! Capetele noastre, Domnului, să le plecăm! Că Tu ești sfințirea sufletelor și a tuturor noastre, și ție slavă și mulțumire și înțelepciune înălțăm împreună și celor care de început al Tău, Părinte, Preasfântului și Bunului de viață, Bucătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Unii spun că ești Ioan Botezător,
Maria, sau unul din proroci, atunci întrebat pe ei de Iosef, dar voi cine ziceți că sunt? Și răspunzând, Simon a grăit, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Și a zis Iisus, fericit ești, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit aceasta, și Tatăl meu, cel din ceruri, de aceea îți spun ție, tu ești Simon, tu te vei numi Chefa, adică Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor, și orice vei lega pe pământ va fi legat și în cer, și orice vei deslega pe pământ va fi deslegat și în cer. Maria, ție, Doamne, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pe zidirea Ta cu singur cuvântul ai făcut-o și la ființă ai adus-o cu negrăite cuvinte și înfrumusețând-o pe ea și cu Duhul ce se purta pe deasupra ei ai strâns-o și ai vărsat peste ea și lumina aceasta de soare spre înnoirea ei. Cel ce-ai insuflat pe sluga Ta, Moise, adăuga oarecare aleasă laudă nespusei frumusețe a făpturii Tale, zicând, că ai văzut lumina că este bună și zi ai numit-o pe ea. Și noi, pe făptura Ta aceasta, văzându-o și pe soarele acesta prea strălucit în toate zilele noindu-o, te slăvim pe Tine, soarele adevăratei zile și lumina Ta cea neînselată. Cel ce prin Fiul Tău ai poruncit nouă a noi firea noastră prin Sfântul Tău Duh, ca și prin darul acesta dreptii să strălucească ca soarele, iar zidirea toată să-și primească înnoirea Sa. Pe Tine te rugăm și Ție ne cucerim, Părintele Cuvântului Domnului și Dumnezeului nostru. Caută cu ochii milostivi spre noi, păcătoși și nevrednici robii Tăi, care locuim în această casă cerească, adevăratul jertfelnic al necăitei slavei Tale, și trimite pe preasfântul Tău Duh peste noi și peste toată moștenirea Ta. Duh drept înnoiește în inimile noastre și cu Duh stăpânitor întărește-ne pe noi. Pace și bună spărire dăruiește celor care prin silința lor cu dumnezeiască dragoste au făcut zidirea aceasta și sfințirea bisericii și dă-ne iertare păcatelor și toate cererile spre mântuire. Deșteaptă-i spre lucrarea poruncilor Tale și dă-le darul înnoirii Sfântului Tău Duh, ca fără de o sândă să se închine Ție singurului adevăratului Dumnezeu și unui a născut Fiului Tău, lui Iisus Hristos, pe care L-ai trimis, și preasfântului Tău Duh. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților Tăi,